Dragi telespectatori, vă salutăm la emisiunea de astăzi. Trei profesori au adunat timp de peste 20 de ani informații despre chimioterapie în clinici din Australia și Statele Unite ale Americii, ajungând la un rezultat îngrozitor. Numai 2,2% din toți pacienții care fac o astfel de terapie se mai află încă în viață la 5 ani după începerea ei. În Statele Unite ale Americii, din anul 1985, nu s-au mai obținut deloc succese la nici unul dintre diferitele forme de cancer, cum ar fi cancer ovarian, vezicular sau tumoare la creier. Cine mai are curajul să vorbească despre vreun progres în acest domeniu? Cu atât mai mult este de mirare că o metodă care nu duce deloc la supraviețuirea pacienților, totuși, figurează în statistica vânzărilor ca plină de succes. Popoarele au nevoie de vindecarea credinței fatale și oarbe față de medicină. Cu aceste aspecte actuale, vă salutăm călduros. La revedere!